După această experiență, pe viitor, rămâneți în domeniu, continuați doar ca pe o pasiune, ceea ce faceți acum? Ne propunem să continuăm în același format pe cât posibil, dacă nu suntem deschiși să avem membrii noi în echipă, dar sperăm să trecem la competiția fără spec, challenge-a de pe următoarea din seria asta. Aici am lucrat doar în Lego, cum este destul de clar. Acolo o să fie circuite adevărate și un robot nu mai complicat și mai dificil de conceput. Pentru noi o să fie ușor. Da, începem. Asta de la trebuie să înceapă adevărat de distracție. Da. Da. Și voi, fetelor și copii mai mititei, să spunem? Noi ne propunem să continuăm și să rămânem informația aceasta. Și evident, dacă au nevoie de ajutor, puteau, pot apela la noi. Ei vom ajuta cu mare plăcere. Dar după trebuie că am la acasă, la da. Numele la poate la numele internaționale. Mult succes, vă spun!